Bună ziua tuturor! Da? Nu se aude, secundă. Alo? Bună ziua! Se aude? Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, Ministerul Educației și Cercetării se va expune pe două probleme de maxim atenție pentru comunitatea educațională. Prima problemă este în contextul subiectului privind mesajul antisemit al unei profesoare de educație pentru societate, la care Ministerul Educației și Cercetării informează despre eliberarea din funcție a profesoarei respective. Reiterăm în acest context îndemnul față de profesori de a promova pacea, toleranța, incluziunea și respectul pentru demnitatea umană. Menționăm că doamna profesoare binevol a depus cererea de demisie, conștientizând gravitatea acțiunilor comise de către dumneei. Al doilea subiect ține de modul tinerețios și eronat al organului local de specialitate în domeniul învățământului din municipiul Chișinău de a calcula plafonul anual de 10% pentru acordarea sporului specific destinat personalului didactic din instituțiile educaționale. În acest context menționăm că în luna august, Ministerul Educației a adoptat noi recomandări pentru calcularea sporului specific a cadrelor didactice. Aceste recomandări duceau la mărirea posibilității de acordarea sporului specific pentru cadrele didactice și personalul didactic din instituțiile educaționale, ducând la o mărire de 1,5%. Acest fapt a fost realizat din motivul că unele instituții nu își valorificau pe deplin cele 10% bugetate din bugetul instituției care erau destinate pentru acordarea sporului specific. La o instituție de 1900 de elevi, de obicei, acest plafon era de 4, valorificat era de 4,6%. La moment, prin aplicarea acelor și indicatori care au fost recomandați, aceeași instituție poate valorifica 8,6%. Dar acest lucru nu s-a întâmplat în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, din motivul că organul local de specialitate din municipiul Chișinău a refuzat să pună în aplicație circularea Ministerului Educației de pe data 25 septembrie, în care noi recomandam la insistența aceeași direcții cum ar fi corect să se calculeze acest plafon. Vrem să menționăm că începând cu anul 2019 până în 2023 nu au existat neclarități la calcularea acestui plafon și normal, ele nu trebuiau să apară nici în septembrie 2023. Practica anterioară a fost considerată a fi nedestulă, să zicem noi așa, sau insuficientă pentru anul 2023. Noi considerăm că acest lucru a fost făcut din motive a campaniei electorale pentru a nu permite ca instituțiile educaționale să poată să ofere salarii mărite la capitolul spor specific pentru cadrele didactice. Deoarece organul local de specialitate din municipiul Chișinău nu a permis instituțiilor să aibă un fond de 10% calculat coerent, instituțiile nu au avut capacitatea să aplice coeficienții recomandați de minister pe deplin. Fapt ce a dus în unele cazuri la diminuarea salariilor anumitor cadre didactice. În acest context, somăm direcția de învățământ a municipiului Chișinău să-și revadă modul de aplicare a acestor prevederi și să le asigure, la fel cum se întâmplă în multe localități din Republica Moldova, ceea ce ar duce la creșterea veniturilor salariale ale profesorilor. Dacă sunt întrebări... din buget pentru a acoperi cheltuielile suplimentare care vor apărea în urma achitării acestor sporuri sau rămâne la bugetul vechi?
Despre sursele suplimentare vom discuta cu Ministerul Finanțe pentru bugetul de anul viitor, dar la moment este cazul să valorificăm maximum ceea ce este posibil pe bugetele care sunt aprobate și pot fi valorificate de către instituțiile educaționale prin aplicarea noilor coeficienți recomandați de către Ministerul Educației. Deci aceste creșteri salariale pot fi avea loc în baza bugetului aprobat pentru anul 2023, fără a mări plafonul de 10%. Cu privire la mărirea plafonului de la 10 mai mult, o să vorbim pe bugetul anului următor. Dar la moment este interesul nostru să sprijinim cadrele didactice, să le încurajăm pentru efortul specific pe care ei îl depun în lucru ca diriginte, în administrarea cabinetelor, în verificarea lucrărilor scrise, să le oferim pe deplin ceea ce putem oferi din acel buget aprobat al fiecărei instituții. Noi nu insistăm pentru depășirea plafonului de 10%, adică pentru încălcarea legii 270, pentru că prin noile recomandări pe care le-a făcut Ministerul, n-a modificat nici legea 270, și nici hotărârea de guvern 1231, care reglementează cum se acordă sporurile specifice. De aceea, nu trebuiau să apară neclarități cum se acordă aceste sporuri specifice, ca, de exemplu, municipiul Chișinău să solicite explicații suplimentare de la Ministerul Finanțelor sau de la Ministerul Educației cum să calculeze acest plafon. Din discuțiile anterioare, care au fost consultări publice cu întreaga comunitate educațională, toate instituțiile au menționat că nu își valorifică pe deplin potențialul de 10%. Respectiv, Ministerul Educației a permis, prin majorarea acestor coeficiente, să se valorifice la maximum posibil. Motivul care era invocat de către instituții de ce nu își valorifică întreg potențialul de 10% ținea de acei indicatori care au fost recomandați în 2019 și cumva erau invocați de către inspecțiile financiare că ele ar fi repere de orientare și atunci instituțiile trebuie să aibă alte repere recomandate de minister ca să aibă dreptul să acorde mai mult decât puteau să acorde la momentul anului 22 sau la momentul anului 20, ceea ce Ministerul Educației a și făcut. A mărit coeficienții și a dat posibilitate ca toate instituțiile să-și valorifice la maximum plafonul de 10%. Dar problema este între aceea că această sumă ea a început să fie interpretată cum ea se calculează. Se iau 10% de salariilor de bază a întregului personal didactic sau doar a cadrelor didactice. Și atunci Ministerul Educației a venit cu această explicație în care, din septembrie, în care a zis, în momentul în care întreg personalul didactic din oricare instituție educațională are posibilitatea și are prezumția de a lucra cu elevi cu cerințe educaționale speciale, înseamnă că salariul de bază a tuturor personalului didactic trebuie să fie calculat în acest plafon anual. Ceea ce lărgește spectrul de sumă totală care poate fi folosită pentru acordarea sporului specific la nivel de fiecare instituție.